Uitați ce frumos este pe la Făget. Bună dimineața. Mergem în excursie. Și aici avem o mare de verde. Mergem către Ciurila și de acolo mai departe către Albac. Mergem astăzi la peștera Poarta lui Ionele. Sper că e deschis, nu ne-am interesat. E ceva opțional pentru noi. Ce ne interesează principal este Poiana Călineasa și brândușele de acolo. N-am fost niciodată la brândușe în zona respectivă. Mergem să vedem. 12 aprilie, 13 chiar, 2024. Suntem în zona Ciurila. Ce frumos se vede primăvara. Pe dealurile Transilvaniei. Primăvara și-a intrat în drepturi. Cred că verdele la crud puternic în anumite zone doar pe sfârșitul lunii, început de mai, o să-l vedem. Îmi vine în cap o zonă anume, cum ar fi dealul Ștefăniței. Acolo, deci, este un verde cum rar vezi. Tocmai am virat dreapta, suntem pe Valea Rieșului. Chiar povesteam cu iubita că suntem împreună. Acum o lună iar am fost pe aici când ne-am dus la ghețarul de la Vârtop și ghețarul de la Scărișoara. Și acum 3 luni iar când ne-am dus la cascada Pișoaia și dealul cu Melci. Văd că deja am început anul, mergem aproape lunar pe Valea Rieșului. Da, merită, uitați ce frumos e. Curbe, drum excelent. Singur pe drum, o plăcere să conduci. Tocmai am intrat în cheile Ortâncușei. N-am fost de mult pe drumul ăsta. Avem un kilometru până la peștera Poarta lui Ionele, pe care am văzut-o singura dată în 2015. Septembrie 2015, mi-amintesc acum. Pe site am scris despre ea. Cu ocazia asta facem o scurtă oprire și aici la peșteră să vedem. Și Poiana Călineasa. Poftim? Am oprit un pic mai brusc. Stați că mă dau jos și continui. Uitați ce frumos portal aici. Scobitură, mai bine zis. Aici e Poarta lui Ionele, se urcă treptele care se văd în dreapta. O să vă arăt imediat, mă duc să plătesc prima dată. Suntem în cheile Ordâncușei, nu știu dacă am zis, cred că n-am zis.
Da. Din păcate, o trebuie să ne întoarcem de la intrare, că deși deja e 10 și 10, nu-i nimeni la peșteră. Programul era de la 10. Fiind și sâmbătă, m-aș fi așteptat poate chiar să fii cu 5 minute, 10 minute mai repede, că știi că-ți vin turiști. Dar probabil nu le trebuie bani și atunci... Nu. E un pic și aiurea. Cheilor din cușe se văd frumos. E aiurea că dacă voiam de la Călinea asta, mai este ceva drum spre Orsoaia. Dacă voiam să o luăm pe acolo, practic nu mai ajungem la peșteră. Acum dacă vrem să vedem și peștera, deși am zis că e opțional, trebuie să ne întoarcem tot pe aici. Nu știu de ce nu respectă programul unii. Bilă neagră. Suntem în Sfoartea, mai avem vreun kilometru până o luăm spre dreapta, spre Călineasa, și de acolo încă 5 km. Drumul e, nu, mai rău un pic, e de asta vechi, de piatră, de beton, pardon. Antic, cum s-ar spune. Dar nu, bine măcar că nu-i noroi. Sau cum am fost la către Padiș acum 2 săptămâni. Am fost de la Iconor la Padiș, am pe canalul de YouTube clip, am fost cu bicicleta. Nasol, să nu zic oribil. Oribil ar fi un termen mai aproape de adevăr. Da, în fine. Și am virat dreapta. Mai avem fix 5 km până în Poiana Călineasa. Aici avem asfalt, după cum puteți vedea. Asfalt bun. Mergem să vedem dacă mai găsim brândușe. Mai înainte am văzut pe partea stângă. Nu erau foarte multe, păreau un pic ofilite. Mergem să vedem ce mai găsim. Am ajuns, m-am oprit că la una din case, după brazii care se văd, am văzut brândușe. Pare pustiu pe aici. Nu știu, stâne astea. Zona e foarte frumoasă. Aici cineva e cu brotile în sus, cum s-ar zice. Doamne feri. O să mai înaintăm un picut să vedem ce e, dar deocamdată e cam pustiu pe aici. Hai, iubito, hai! Fac panorama. Ce frumos se vede. Avem o vreme superbă astăzi. Așa, revenind la brândușele noastre, cred că aici, la prima curte, da, și văd deja, printre lemnele gardului, se văd florile. Foarte frumoasă zona. Am crezut că suntem singuri, dar am auzit o drujbă mai înainte. Peste tot, pe unde umblu, tot aud drujbe. Se taie lemne în țara asta, în grupa mare. Uitați ce frumos se vede. Uitați cum apar brândușele.
O să încercăm ceva mai artistic, așa printre... Frumos. Hop. Par puțin veștejite, dar o să intru să văd dacă este o poartă. Da, este. Să filmăm puțin de aproape. Puțin că am trecut de brândușele. Dar sunt care să înflorite la maxim. Uitați ce frumos se vede. Uitați ce frumos se vede. Sunt la 10x, nu pe stabilizare, dar vă faceți o idee. Filmez și încă o să-ți vadă ce frumos e. Cum să văd stânele la poiana că linia sa. Pitoresc așa. Tot încă linia sa. Mai înaintăm puțin să vedem ce mai găsim. Uitați ce frumos se văd satele. De aici, din zonă. M-am oprit și ne-am dat jos din mașină. Merită văzut aici peisajul. Uitați-vă, se vede ceva mănăstire. Nu știu dacă tot Călineața se numește. Nu rețin. Dar se vede masivul Bihor. Da, în plan îndepărtat. Vârful Bihor, zăpadă serioasă încă pe Bihor. Da? Uitați ce frumos. Ce sate pitorești. Suntem la Călineasa. Și de aici, dacă vă uitați, vârful care se vede pe centru plan îndepărtat este Vlădeasa. Vă dau un pic de zoom. Se distinge clar
stația meteo. Foarte fain. Frumos. Deci vlădea asta, călinea asta încă o dată. Foarte, foarte frumos. Peste o lună după ce dă verdele crud, cred că e paradis și aici, efectiv. Un zoom către mănăstire. Uitați ce frumos. Vârful Bihor. Cel mai înalt vârf din Carpații Occidentali. Am fost și pe el de două ori, odată vara, odată iarna. Plecăm de la Călineasa, mergem spre Poiana Horea să vedem ce brânduși găsim pe acolo.